Slăvit să fie Domnul! Salutul bisericii din Bosanci pentru voi cei din Viena este din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Cu ajutorul Domnului suntem iarăși împreună după 4 ani și 25 zile. Am notat că n-am fost ultima dată la dumneavoastră. Mă bucur să fim împreună. Îmi era dor de voi să vă vizitez, dar se pare că îmi lipsea prilejul. Ori acum, la invitația, dăm voie să spun, prietenului meu, fratele Iacob, sunt la această căsătorie și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare, să binecuvinteze pe mirii de astăzi. David, un om al lui Dumnezeu, un viteaz. Naomi, înseamnă plăcută. Ție nu ți-au greșit numele, părinții. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, aș vrea să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturi, să avem un cuvânt de învățătură cu privire la familia pe care Dumnezeu o dorește de la noi, la felul în care ar trebui să ne comportăm, la ceea ce este nevoie în familiile noastre ca să putem cu ajutorul Domnului să ajungem la un final fericit. În viața de familie, dragii mei, trebuie multă dragoste. Temelia, fundamentul, piatra de căpătâi și cel mai important lucru în familie este dragostea. Despre dragoste predicăm, cântăm, recităm, facem poeme. Și e bine asta, că dragostea e foarte importantă. Dar în viața de familie, pe lângă dragoste, mai avem nevoie și de alte lucruri. De exemplu, avem nevoie de credință. Noi suntem credincioși, oameni al lui Dumnezeu. Și avem nevoie de credință. Dacă citim Evrei, capitolul 11, vedem că foarte multe versete se aplică la viața de familie. Prin credință noi și-a făcut un chivot sfânt și și-a salvat casa, întreaga lui casă. Prin credință Avraam, când a fost chemat de Dumnezeu, a plecat din Haldeea, din Ur, și s-a stabilit în țara pe care i-a dat-o Domnul. Dar a plecat el, nevasta, a plecat tata, a plecat nepotul, întreaga familie a fost afectată de această lucrare a credinței. Prin credință Avraam și Iochibed au văzut că Moise-i frumos și l-a ascuns 3 luni și apoi l-a salvat Dumnezeu. În Evrei 11:34 spune, prin credință s-au vindecat ei de boli. Că se întâmplă să fie bărbatul bolnav sau nevasta sau un copil bolnav. Și dați-mi voie să vă spun că dragostea are lucrarea ei, dar dragostea nu ține loc de credință. Că lucrurile pe care le face credința nu le poate face dragostea. Dragostea, dacă vreți, nu vindecă pe nimeni. Vindecarea e prin credință. Avem munți în viața noastră, probleme, greutăți. Dragostea nu mută munții. Nu. Dragostea escaladează. Se urcă pe coate, pe genunchi. Dragostea crede totul, suferă totul, acoperă totul, iartă totul. Dar nu mută munții. Ca să muți munții, îți trebuie credință, măcar cât un bob de muștar. Să ne-l dea Domnul, amin? Și zidurile Erihonului n-au căzut din prea multă dragoste. Zidurile Erihonului au căzut prin credință. Și avem în viața noastră bariere și ziduri mai mari ca ale Erihonului. Și atunci e nevoie să avem credință. Mă rog Domnului azi lor să le dea și dragoste și credință. Amin? Mi-am propus în ziua de azi să vorbesc din versetul 15, unde aș vrea să vorbesc de un alt lucru trebuincios în viața de familie. Pe lângă dragoste și credință, noi mai avem nevoie de înțelepciune. Dragostea nu ține loc înțelepciune, nu, nu. Pentru că mie mi-a fost dat să văd tinerei din ăștia îndrăgostiți. Și prima impresie când m-am uitat la ei, am spus, ce mult să iubesc, cât de îndrăgostiți. Dar a doua constatare am spus, dar le mai trebuie ceva minte la copiii ăștia. Însăși manifestarea acestei dragoste erotice în public e tot o dovadă de lipsă de înțelepciune, iertați-mă. Deci în viața de familie avem nevoie de dragoste, avem nevoie de credință
și avem nevoie de multă înțelepciune. Că până la urmă și dragostea trece printr-un pericol, care spunea Biblia, că din pricina mulțirii fără de lege, se poate întâmpla ceva cu dragostea. Dragostea celor mai mulți se va răci. Și dacă eu iubesc pe nevastă mea grozav și sunt drăgostit, dar ea are în fiecare zi câte o fără de lege, câte o greșeală, câte o comportare nepotrivită, dragostea, să știți că se poate răci. De aceea mă rog Domnului lor, pe lângă dragoste și credință, să le dea și multă înțelepciune și nouă la fel. Amin? Pe David poate l-am cunoscut când găzduiam pe la voi, nu te mai știu așa mare. Pe Naomi n-am cunoscut-o, deși am locuit 7 ani la Brașov, în ale tinereți, acolo am făcut școală și acolo am stat în adunarea din Brândușilor, adunarea din Săcele. Dar pe ea acum cred că o văd pentru prima dată și încă o dată mă rog Domnului lor și nouă să ne dea cele de care vorbeam. Mă uit la ei și mă gândesc oare cât o să țină ei minte din predica mea. Dar un lucru vă oblig să-l țineți minte, să știți că am fost la voi la nuntă. E bun? Am fost într-o adunare în nordul Bucovinei și înaintea mea a predicat un frate păstor de acolo, om la 60 de ani. Și tot predica și iarăși se uita la tine, spune, băi, eu am fost la voi la nuntă, să țineți minte asta. Pe mine m-a deranjat un pic și când s-a gătat adunarea, îi spun, frate Ilie, ce le-ai spus de 10 ori că ai fost la dânsul la nuntă? Păi să spun de ce. În urmă cu vreo 3 săptămâni, am fost la o altă căsătorie, am predicat. Ei, după căsătorie, la vreo 2 săptămâni, mă întâlnesc cu băiatul care a fost mire. Și mă salută și îmi spune, frate Ilie, v-am chemat la noi la nuntă, dar n-ați putut veni, nu? Și îmi spune, cum n-am fost, măi, am fost și am predicat, dar tu erai acolo. Acum nu știu cât o să țineți voi în minte, dar să țineți minte măcar că am fost la voi la nuntă, amin? Și aș vrea să citesc încă o dată versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Aș vrea să vorbesc ceva despre formele de manifestare ale înțelepciunii în viața de familie și am 2 gânduri. Prima manifestare a înțelepciunii în trăirea vieții de familie este tocmai expresia pe care o folosește Pavel. Și într-un verset relativ scurt, el folosește repetiția. Luați seama să umblați cu băgare de seamă. Asta îmi spune mie că în viața de familie trebuie să fii foarte atent. A umbla cu băgare de seamă, să umbli cu atenție foarte mare, sau cum spunea în o expresie din Scripturi, să fii cu ochii în patru. Și Domnul să vă ajute, amin? Ei bine, eu am luat această expresie, a umbla cu băgare de seamă, și am definit 3 domenii în viața de familie în care noi trebuie să umblăm cu băgare de seamă. Primul domeniu și cel mai important e relația noastră cu Dumnezeu. Și avem un verset dur din Ieremia 48 cu versetul 10, unde spune acolo așa, blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Familia este o biserică în miniatură, o bisericuță mai mică, e familia mea. Ori în familia mea eu trebuie să fac lucrarea Domnului. Și când fac lucrarea Domnului trebuie să fiu foarte atent, să o fac cu băgare de seamă. Doamne ajută-ne la aceasta! Pe drumul acesta voi n-ați mai fost, la trecerea Iordanului, spunea Iosua, chivotul va merge înaintea voastră, vă va arăta drumul că voi n-ați mai fost pe drumul acesta. David, tu n-ai mai fost însurat, Naomi, tu n-ai mai fost măritată. Și drumul vostru nu-i ca al părinților voștri, nici ca a păstorilor de aici. Drumul vostru e unic în viață, dar lăsați-l pe Dumnezeu să meargă înainte. Și atenție în relația voastră cu Dumnezeu. Cu plecat, evreii au trecut Iordanul și le-a spus Iosua, luați niște petroaie din mijlocul râului, să fie niște pietre de aducere aminte. Aveți dreptul să luați din copilărie, aveți dreptul să luați din casa părintească, aveți dreptul să luați din memoria voastră aducerile aminte plăcute,
lucrările lui Dumnezeu, experiențele cu Dumnezeu, să vă zidiți un altar în casa voastră și să nu lipsească niciodată jertfa. În relația voastră cu Dumnezeu, umblați cu băgare de seamă. Și tot în relația asta am mai inclus eu un verset din Neemia, capitolul 2, versetul 13, parcă, spune că omul acesta a venit din exil, din robie, într-o noapte și a luat un catâr, a încălecat pe el și fără nicio gardă, fără niciun însoțitor, a dat ocol de jur împrejur cetății și s-a uitat cu băgare de seamă, spune acolo, la zidurile dărâmate. Dragii mei, în Ezechiel 22 cu 30 spune așa: caut un om să înalțe un zid. Familia voastră trebuie să fie protejată de un zid. Ca să nu vină diavolul pe unde vrea el să arunce săgeți, să facă ce vrea el. Fiecare familie și fiecare om trebuie să fie protejat de un zid. Când vorbeam altă dată de rolul acestui zid, am găsit că el are și rol de protecție. Și spunea Dumnezeu: caut un om, înalță un zid. Care o fi zidul ăsta pe care nimeni a constatat că e dărâmat, că nu mai sunt ziduri? În Proverbe 25 cu 28 scrie așa: omul care nu-i stăpân pe sine, îi ca o cetate surpată și fără ziduri. Dacă vreți, e ultima roadă a Duhului din Galateni 5 cu 23, unde scrie înfrânarea poftelor. Întotdeauna eu am, și am argumente, versete din Scriptură, să spun că înfrânarea poftelor este zidul nostru de apărare. Când mă raportez la lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fiu cu băgare de seamă la înfrânarea poftelor. Cât de înfrânat sunt, și am spus-o și o stric de la amvon totdeauna, măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui, ci măsura înfrânării lui. Eu nu sunt pocăit după cum predic, nici voi după cum cântați. Eu sunt pocăit după cât îți de înfrânat. Eu în singurătate, eu cu calculatorul, eu cu butonul, eu singur, în singurătatea mea, acolo se vede măsura de pocăință. De aceea le spun lor, lui David și Naomi: băgați de seamă la zidul ăsta de protecție. Trăiți întotdeauna înfrânarea poftelor și Dumnezeu să vă ajute, amin? Când Deuteronom 22 cu 8 e o prescripție a lui Dumnezeu. Când cineva zidește o casă, să-i facă la acoperiș de jur împrejur un pălimar, ca nu cumva să cadă cineva și să fie adus o jertfă de sânge. E aceeași protecție a familiei. Eu am văzut familii de credincioși din care au căzut bărbatul. Eu am văzut familii de credincioși din care au căzut femeia, dar au căzut ca Izabela, că nu s-a mai ales nimic din ea. Am văzut familii de credincioși din care au căzut câte o fată sau câte un băiat. Pentru că nu a funcționat îndeajuns de bine înfrânarea poftelor. Nu a funcționat destul de zi, nu a fost pălimarul acela care ne protejează familia. Și Neemia s-a uitat cu băgare de seamă la ziduri și a spus: îs dărâmate, trebuie să refacem. Doresc ca în ziua de azi orice familie, orice frate și orice soră să continue să dreagă spărturile. Și dacă în înfrânarea poftelor eu am fisuri și găuri, să mă ajute Domnul și pe mine să le astup. Amin? Spuneam că am definit un domeniu în care trebuie să umblu cu băgare de seamă: relația mea cu Dumnezeu. Al doilea domeniu: relația mea cu partenerul de viață. Relaționarea noastră unul față de celălalt, o manifestare a înțelepciunii este să umbli cu băgare de seamă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Știți, în Numeri, capitolul 35, se vorbește de 6 cetăți de scăpare, 3 dincoace de Iordan și 3 dincolo. De fapt, ce-i cu cetățile astea de scăpare? Care-i rolul lor, rostul lor? Și Biblia ne explică. Dar în versetul 23 este o explicație cam așa: dacă cineva din nebăgare de seamă, că eu despre asta predic, dacă cineva din nebăgare de seamă aruncă cu o piatră și o omoară pe un om, se fugă în cetatea asta de scăpare și era o procedură, nu intrăm în amănunte. Dar eu mă întreb, dar de ce să arunci o piatră cu nebăgare de seamă? Când tu ar trebui să fii cu băgare de seamă, nu?
La liceul Ștefan cel Mare din Suceava, îi cald în clasă, caniculă. Un băiat bagă mâna în bancă, scoate sticla să bea o gură de apă. Și apa-i fierbinte și se enervează și aruncă sticla pe geam. Unde cade sticla aceea? În cap la o cocoană, care trecea pe stradă. Ei, cocoana știe ce are de făcut. Se duce la director, cheamă gardianul, ia camerele de supraveghere din fiecare clasă și îl găsește pe un olimpic. Și trebuie să le exmatriculeze cu a arunca cu sticla pe geam. Consiliul profesoral vin părinți să facă anchete. Dar eu mă întreb, dar de ce a aruncat sticla pe geam cu nebăgară de seamă? În relația noastră cu partenerul de viață, noi trebuie să umblăm cu băgarea de seamă. Îmi dați voi, fraților, poate voi știți cântarea aceea veche. Lasă-mi cumpăna gândirii mai înainte de a vorbi și puterea stăpânirii adevăr să pot rosti. Știu că ție-ți voi da seama pentru orice ce am spus și mă umple, Doamne, teama că n-o sândă voi fi dus. Prin purtarea ta cu grijă înfrânează în limba mea, căci ușor sau chiar cu silă lesne-n vină pot cădea. E mai grea ca piatra în praștii vorba neînfrânatei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită în Scripturi. Amin? Piatra asta poate fi o vorbă. Dar de ce să vorbești cu nebăgară de seamă? De ce să rănești soția printr-o vorbă pe care apoi nu mai poți repara? Luni, ani sau poate niciodată. Odată a plecat o ceată de criminal, de asasin, să omoare pe un om. La înfățișare păreau oameni de treabă ca frații lui Iosif. N-aveau nici fiole cu ceanură, n-aveau nici revolvere, n-aveau nici junghiere la ei, dar aveau o altă tactică. Ei au spus, hai la Ieremia și îl vom omorâ cu vorba. Știți că poți să omori un om cu vorba? Știți că poți să rănești cu vorba soția ta așa de ușor, că ai aruncat o vorbă cu nebăgare de seamă? Dar eu azi predic de reflectarea înțelepciunii prin băgarea de seamă. În relația cu partenerul, în relația cu copii, în relația cu bărbatul, cu nevasta, vă rog frumos, vorbiți cu băgare de seamă. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Sau dacă vreți, tot în problema relaționării, un alt domeniu, Eclesiastul 7:13. Apoi, m-am uitat cu băgare de seamă. Cine poate îndrepta ce-a făcut el strâmb? Frații mei, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie strâmbe. Eu n-am să le pot îndrepta. Poate fi o deficiență sau o boală trupească. Că eu când m-am căsătorit cu nevastă, mi-avea 50 de chili, poate mă aude. Nu transmiteți în direct, da? Poate mă aude. Ei, dar au născut copii și nu mai are 50 de kilograme. Eu nu stau cu gura pe ea toată ziua, mai slăbește, băi, mai slăbește, mai slăbește, că nu poate. Nu atac, nu mănânc cu vorba asta. Nu? Pentru că e ceva strâmb. Sau una a avut un accident și o doare un picior și își trage piciorul. Am văzut femei tineri în scaun cu rotile. Am văzut bărbat la o lună după căsătorie, o paralizat și nevasta împinge căruciorul. Dumnezeu a îngăduit un lucru strâmb, spunem noi. Nu-i drept să fie așa. Dar ce facem? Ne uităm cu băgare de seamă și ne gândim. Ce ne poate îndrepta ce-a făcut el strâmb? Și atunci aplicăm Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Țineți minte versetul acesta. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă are o pricină să se plângă de celălalt, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Dumnezeu, așa iertați-vă și voi. Amin? Sunt, dacă vreți, trăsături de caracter pe care nu le putem schimba. O genă, o moștenire de la bunică sau de la părinți, de la o mătușă, pe care nu poți, Domnule, schimba cum vrei tu. Tu vezi că ceva nu-i bun, ceva-i strâmb, dar dacă nu poți îndrepta, că Biblia spune, uite, cu băgare de seamă, dacă nu se poate îndrepta, nu forța lucrurile, că se rupe cu totul. După ce m-am căsătorit, am constatat că nevastă mi-a avut multe lucruri de corectat la mine. Și încă mai are. De unele au reușit, de unele mă tem că nu. Ei, dar și eu am avut de corectat la ea multe lucruri. Și am reușit multe lucruri. Dar unele nu. Și odată predicam într-o adunare din Germania
Și povesteam lucrul ăsta și am spus la nevastă mea, multe lucruri am îndreptat, dar am greșit în vorbire și am spus, dar cred că cu unele năravuri nu le pot îndrepta, cred că așa am s-o îngrop, cu unele. Dar o femeie, o soră, voinică de la mijlocul adunării, o striga tare, mai tare ca mine, poate te-a îngropa e pe tine. Acum noi nu știm care pe care ne îngropăm, dar când vorbim de îngăduință, spune Pavel lui Timotei, pune acolo îngăduința lângă răbdare, plin de îngăduință răbdătoare. Sunt lucruri care trebuie să le tolerăm. Tolerarea deficiențelor, lucruri strâmbe, oricât de caracter, oricât handicapuri fizice cu care o merge până la sfârșitul vieții. Dar Biblia spune, uite-te cu băgare de seamă ce-a făcut Dumnezeu strâmb, ce ne poate îndrepta. Haideți să ne acceptăm în anumite puncte. Hai să nu chemăm pe presbiteri, hai să nu chemăm comitetul, hai să ne străduim noi să ne corectăm și unde nu se mai poate corecta, ori eu ca o îngăduință permisivă a lui Dumnezeu. Tot în domeniul relaționării noastre, alt gând legat de băgarea de seamă. Scrie în Matei capitolul 7, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură judecați, veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Pentru ce vezi tu paiul din ochiul aproape lui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să spui, lasă-mă să scot paiul din ochi, pe când tu ai o bârnă, fățarnicule? Scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul aproape lui tău. Știți, noi la partenerul de viață vrem perfecțiunea. Mă uit la nevastă, mi-a spus, măi, mi se pare că ai o scamă pe haină. Știi, mi se pare că ai așa ceva la colțul ochiului, la pleoapă. Dă-mi voi, te rog, să scot, că nu arăți bine cu paiul ăsta în ochi. Dar eu am dita mai bârnă. Am pretențe la partenerul de viață, n-am pretențe la mine. Nu intru în amănunte. Vă dau un singur exemplu și voi să-mi spuneți ce ați înțeles. În nuntă, să stă la masă, să servește felul 1, antreul, 7 feluri de salamuri, 7 feluri de cașcavaluri, măslini roșii, amestecate că nu mai știi ce mănânci până la urmă. Și o femeie, normal, un pic plinuț, mănâncă. Bărbatul îi ieșeau mușchi peste curea. Un voinic și gros, așa. Și el se uită la nevasta cât mănâncă și tot mănâncă, era flămândă. Și îi spune așa drăgostos la ureche, dragă, nu e obligatoriu să mănânci tot. Nu vezi că ai început să pui pe tine? La care femeia drăgostoasă și ea își face ochii dintr-o dată ca asiatice și îi spune printre dinți, uite la tine cum arăt. Ei, eu vreau nevasta mea să fie perfectă, dar de ce n-aș vrea de la mine lucrul ăsta? Eu vreau ca nevasta mea să fie culmea de harnică, de înțeleaptă, de toate, dar de ce n-aș vrea de la mine? Și vine Biblia să spune, uită-te cu băgare de seamă la tine, frate, uite la tine, soră, uită-te la tine cu băgare de seamă, nu scoate repede paiul de la partenerul de viață, când tu ai dită mai bârna. Când vorbim de băgarea de seamă, vorbim de câteva domenii care le-am definit. Relația noastră cu Dumnezeu, cu băgare de seamă. Relația noastră cu partenerul de viață, cu băgare de seamă. Doamne, ajută-ne! Și dacă vreți, al treilea domeniu, felul în care ne raportăm la munca zilnică, la câștigul zilnic. Că aici sunt două extreme. Din Eclesiastul cât? 2 cu 11 parcă. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă, la tot ce am făcut cu mâinile mele și la toată truda, am văzut că totul e deșertăciune, e goană după vânt și nimic nu-i trainic sub soare. La unii trebuie spus versetul ăsta, la unii trebuie spus oameni buni, care n-aveți timp joi seara de adunare, când aveți voie adunare? Miercurea, joia, da, miercurea, care nu veniți miercurea la adunare, că aveți treabă, eu vă spun un lucru, totul e deșertăciune și goană după vânt. Ei, mai uitați-vă cu băgare de seamă la lucrul acesta. Unii trebuie trimiși la Eclesiastul să se uite la asta.
Că prea de multe ori duminica ne zi de odihnă, prea de multe ori duminică dimineața dormim, prea de multe ori duminică dimineața facem grătarul, prea de multe ori duminică dimineața ne educăm familia și nu suntem la adunare. Mi s-a întâmplat, eram peste ocean și trebuia să merg în Canada dintr-o adunare în cealaltă. Și mă duce un frate șofer, dar păstorul îmi spune: Dragoș, șoferul care te duce pe tine, aia l-am dat pe mâna ta, vezi că are inclinația adventistă ăsta țării sâmbăta. Te rog frumos, vorbește, din trei ceasuri lămurești tu. Și eu am început să vorbesc cu el, dar strâng așa lațul, strâng și îl duc la sâmbăta. El se întoarce și spune: ți-a spus păstorul că eu sunt sâmbăta? Eu zic: da, mi-a spus. Hai spune ce cu sâmbăta asta. Frate Dragoș, Dumnezeu a poruncit să fie o zi de odihnă pentru trup. Eu sâmbăta am zi de odihnă pentru trup. Eu am firmă, lucrez mult, lucrez greu, lucrez pe șantier. Eu duminica nu mă odihnesc, frate. Eu duminică mă duc la adunare, am mult kilometri până la adunare. Eu familie o duc acasă, mai am un musafir, îl pun la masă, după amiază la adunare, vin seara acasă. Păi eu cad de oboseală duminica. Și trupul meu are nevoie de o zi de odihnă. Eu am hotărât, sunt sâmbăta. Sâmbăta eu nu lucrez. Sâmbăta stau de vorbă cu nevasta, am un balansoar, mă dau un balansoar. Sâmbăta fac educație cu copiii. Sâmbăta eu fac un grătar. Sâmbătă după amiază mă bărberesc, mă spăl, mă aranjez și citesc în Biblie, pregătesc un subiect și duminică mă duc la adunare. Să știi că eu sunt sâmbăta. Mă întâlnesc cu păstorul, ce-i rezolvat? E rezolvată, m-a făcut sâmbătașul pe mine. Păi da, ce vină să caut eu la omul ăsta care duminică dimineața e activ în adunare? Predică, primește musafiri, pune oameni la masă, se duce la bolnavi, vizitează. Ce vină să găsesc un om ăsta că el sâmbătă are o zi pentru familie? Și noi nu avem. Ei, o parte din frață de la Viena, din familie de la Viena, trebuie trimis la eclesiastul, oameni buni, deșertăciune și goană după vânt. Uitați-vă cu băgare de seamă la lucrul acesta. Există cealaltă extremă și mă duc într-o biserică tot departe, într-o familie, în care erau vreo 7-8 copii și spun: măi frate, tu cu ce te mai ocupi? Ceva rudă cu mine. Frate Dragoș, nu mai fac nimic, eu am făcut destul să mai muncească alții. Măi, câți ani ai tu? Am 36 de ani. Zic, nu te-ai oprit prea repede la 36 de ani cu copil de 2 luni? Nu, am muncit destul, am muncit destul. Ei, ăștia oameni trebuie să se uite cu băgare de seamă la altceva. La Proverbii, capitolul 6, cu versetul 6. Leneșule, du-te la un moșuroi de furnici și dă cu piciorul acolo, spune. Uită-te cu băgare de seamă la ele și învață înțelepciunea. Unii, la unora trebuie să le spui: oameni buni, nu mai fiți așa habotnici de lucru, că e deșertăciune și goană după vânt. Iar pe unii trimite-i. Și am spus unuia: măi, du-te mă strânești un mușuroi de furnici și dacă vezi o furnică că stă așa cu mâinile sub cap, ai dreptul și tu stai. Eu încă n-am văzut niciodată că la țară-s crescut. Există două extreme. Eu cred că adevărul e pe la jumătate. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Prima manifestare a înțelepciunii în viața de familie este să umbli cu băgare de seamă în cele trei domenii pe care le-am definit acum. În relația cu Dumnezeu, în relația cu partenerul de viață și în raportarea noastră față de muncă și de lucru zilei. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Voi vreți ca Domnul să-i binecuvinteze pe tinerii aceștia cu o astfel de înțelepciune? Dar vreți să ne binecuvinteze Domnul și pe noi? Amin. Aș vrea să vorbesc, că timpul trece, de o altă formă de exprimare a înțelepciunii. Și să aplicăm și forma asta la viața de familie. Că înțelepciunea se dovedește și prin cunoaștere. Un om înțelept e un om care știe, care cunoaște. Și am ales o altă expresie din Biblie. Când anumiți oameni la Dumnezeu s-au declarat și au spus: știu, eu știu. Nu întotdeauna la viața de familie au făcut declarațiile, dar o putem aplica. Și dacă prima aplicare a înțelepciunii era să umblăm cu băgare de seamă, a doua aplicare a înțelepciunii este că cunoaștem, știm câteva lucruri. Un exemplu, Avraam ajunge în țara făgăduită, dar acolo e o foame mare.
ca să salveze casa, fuge în Egipt. La hotarele Egiptului o cheamă pe nevastă sa, Sara. Mie îmi place să cred că o și prins așa după umeri. Și i-a spus Sara, Geneza 12:11, eu știu că tu ești o femeie frumoasă. Asta știa Avraam. Mai știi careva lucrul ăsta? David, tu știi că Naomi e frumoasă? Știi? E sigur de asta. Mai este un frate care știe că nevastă sa e frumoasă? Eu chiar am vrut să fac o aplicație, dar mă tem. Am vrut să vă cer la toți bărbați însurați de aici care au nevastă frumoasă să ridice mâna în sus. Și zice, m-a temut? Mă tem că surorile nu o să mai uite la mine. O să întoarcă capul tău, bă, dar mi-au ridicat mâna. Știi și bărbatul meu că eu sunt frumoasă? Deci eu am generalizat expresia asta, afirmația asta. Știu că ești o nevastă frumoasă. Și am aplicat-o la a recunoaște calitățile partenerului de viață, nu numai frumusețe. C-a plecat un frate de 75 de ani din Cașvana până în America, cu băbuca lui. Și acolo în America e un obicei ca și la voi, dacă sunt musafiri, îi veni fratele și nu-i spun numele, că îl știu bine, din România, să se ridice în picioare, să ridică mușul punos în picioare și spune, cu cine sunteți? Cu soția. Și îi spune el la nevastă, ridic de voi în picioare. Și se ridică o bătrână. Și el spune, vedeți, ea e cea mai frumoasă dintre femei. Și nu vă spun fetele de la cor și fetele, doamnele elegante din America, cum o privi la bătrâna asta. Dar el rămâne serios, el nu zâmbește. Și el spune, ea este cea mai frumoasă dintre femei. Că dacă eu n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit cum sunteți unii dintre voi, care vedeți pe altele mai frumoase. Și unii din bătrâni și-au adus aminte că ăsta e proroc. Vorbește Dumnezeu și că el nu a spus așa de fantezie, că Domnul i-a arătat că în adunare sunt unii care nu-și mai văd nevestele frumoase și le văd pe altele mai frumoase. Oamenii ăștia sunt nenorociți în pocăința lor. Avraam a spus, Sara, eu știu că tu ești frumoasă. Bine ar fi să știe toți bărbații ăștia. Eu când am vorbit de frumusețe, nici n-am putut vorbi de frumusețe, am intitulat-o eu Taina frumusețe. Pentru mine frumusețea e o taină. Când m-am uitat, domnule, o femeie frumoasă după standardele lumii, foarte frumoasă, și un bărbat înalt, spruncenat, cu un nas mare, și ea tot îl prăpădește așa, se uită la el, mă, dar ei de 10 ori mai frumoasă ca el. Parcă e o nepotrivire. Dar ei tare îi place. Pentru că bătrânii aveau o vorbă, frumos, nu-i ce e frumos. Frumos e ce-ți place. Ce-ar fi dacă toți băieții din adunare ar vedea frumoasă pe o fată? Oh, ce mare probleme ar fi. Dar unul o vede frumoasă pe ceia, unul o vede pe ceia. Unul vrea blondă, unul vrea brunet, unul vrea roșcat, unul vrea mai grasă, una mai slabă, una vrea cu ochelari. Am avut cazuri, una vrea fără ochelari, că frumusețea e o taină, fraților. Și vorbim de frumusețea aceasta fizică. Acum, ea e frumoasă în diferite etape. În termodinamică, în fizică, patru legi guvernează termodinamica. Una din legi spune așa, în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Dați-mi voie să vă spun, în frumusețe nimic nu se câștigă. Nu, smulge sprâncenele, fă-ți părul șepticul lor, pune vopsea pe față, nu ești mai frumoasă. Că nimic nu se câștigă. Și nimic nu se pierde, totul se transformă. Uitați-vă la fetele voastre de aici, mă uit la câteva fete acolo și n-am văzut încă la voi fete urâte. În adunare voi n-aveți fete urâte. Toate fetele voastre sunt frumoase. Fetele, vă place predica, ne? Așa e că predic frumos, nu? Toate fetele voastre sunt frumoase. Băi, la 18 ani e un tip de frumusețe. Așa e o fată la 18 ani. Dar eu întreb o femeie la 35 de ani, poate fi frumoasă? Da? Dar la 50 de ani poate fi o femeie frumoasă? Ăștia care vă apropiați spre 60, așa cum sunt eu, o femeie la 60 de ani poate fi frumoasă? Da? Frumusețea cei de la 18 ani nu se pierde, se transformă. Obrazul ăla plesnind de sănătate capătă cute, se încrețește. Dar așa e demnă, așa e frumoasă o femeie. Că Avraam, când i-a spus la nevastă sa, știu că ești o femeie frumoasă, Sara avea 65 de ani.
Rămâne până la 65 de ani să-i spui lui nevastă că e frumoasă, recunoști calitățile ei, le apreciezi. Unii vor spune, nu-i spun că e frumoasă să nu se mândrească. Stai liniște că nu se mândrește. Întrebam odată pe cineva și spuneam un test așa. Du-te acasă la nevastă ta care are 60 de ani și la ea albă pe la tâmplă. Mângâi-o pe păr și spune ce păr frumos ai. Se va înroși ca la 18 ani. Și va spune, vai, dar uite ce salbă, dar roșie în obraz, că asta îi face plăcere. Când ai făcut ultima dată un compliment nevestii tale, să-i spui, ești frumoasă, măi, nevastă? O dată am ținut un studiu biblic într-o adunare mare și vorbeam de trăirile intime și de declarațiile de dragoste care ni-s permise. Și am spus din Proverbi, capitolul 5, un om al lui Dumnezeu îi spunea, căprioară plăcută, cerboaică iubită, fii tot timpul îndrăgostit de drăgălășenile ei. A spus, frate, du-te acasă și spune la nevasta, măi, căprioară plăcută. Și unul chiar se duce acasă, nevasta spăla vasă, când nu a putut veni. Și se duce și spune, ce faci căprioara mea plăcută? Și ea pune mâinile în șolt, măi, unde mi-ai umblat? Eu pe tine te-am trimis la adunare, măi. Păi de la adunare, cum la adunare ai învățat asta? Dar știi că nu-i păcat? Să-i spune vestii tale, mă, ești frumoasă, mă, și-mi place de tine. Ai născut 10, ai născut 16 copii, ai stat și ai alăptat și ai stat în spital și ai fost în perfuzii. Dar ești frumoasă, mă, nu-i nimeni mai frumoasă ca tine, mă. Tu știi asta, fratele meu din Viena? Tu știi asta, că ai acasă o nevastă frumoasă? Asta e o reflecție a înțelepciunii. Că una e să umbli cu băgare de seamă și a doua e să cunoști, să știi de partenerul de viață că e frumos. Și nu vorbim numai de frumusețea fizică, vorbim de frumusețea aia interioară, că și aia trebuie să fie. Că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Frumusețea omului dinăuntru, a omului spiritual și o taină frumusețea și nu intrăm în amănunte. Dar am generalizat eu și am spus, Avraam i-a spus, știu că ești o femeie frumoasă. Gândiți-vă că trebuie să recunoașteți la partenerul de viață calitățile care le are. Că eu am consiliat multe familii, ajuns în prag de faliment. Și mi-a spus, frate dragul și bărbatul meu, nu-i de nimica. Am spus, ce vorbești, măi? N-are nicio calitate. Apoi, aduci bani acasă, îngrijește de copii, dar ce... Adică cum? Nu vezi nimic bun la bărbatul tău? Nu vezi nimic bun la soția ta? Începeți prin a recunoaște calitățile, începeți prin a vă aprecia, începeți prin a vă face declarații și Doamne ajută-ne pe toți, amin? O reflectare a înțelepciunii prin cunoaștere. Știu că ești o femeie frumoasă. În Isaia capitolul 50, versetul 4, un om al lui Dumnezeu spune așa, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El întrezește urechea în fiecare dimineață ca niște ucenici care ascultă. Întrebarea mea este, tu știi să înviorez cu vorba? Sau dacă vreți, generalizăm expresia asta la tot dialogul și toată vorba din casa noastră. Tu știi să vorbești frumos cu nevastă? Tu știi să vorbești frumos cu bărbatul tu? Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu că vine nevastă-ta cu depresie. Cu depresie. Izbufnește în plâns, dar tu te duci că ești bărbatul ei și o înviorezi cu vorba. Că vine fata ta care a terminat facultatea, spune, n-am unde lucra tata nicăieri. Trebuie să mă duc să vând în bazar la cheremul unui patron. Și tu ești tatăl. Și ai o limbă iscusită și știi să înviorezi cu vorba pe cel doborât de întristare. Că vine bărbatul tău acasă și spune, cred că mă dă afară. Că au venit mulți din Italia, Spania, Portugalia, din Italia și au aglomerat Viena asta așa de mult și nu știu dacă mă mai ține patronul. Dar tu ești o femeie înțeleaptă, tu știi să înviorezi cu vorba, știi? Că o reflectare a înțelepciunii este să știi lucrul ăsta. Să știi că nevastă ta e frumoasă, că bărbatul tău e frumos. Să știi să porți un dialog cinstit, frumos. Doamne ajută-ne la aceasta.
De atâtea ori nu știm lucrul ăsta, nu știm să folosim cuvântul mulțumesc, nu știm să folosim cuvântul te rog, pentru că noi suntem pocăiți, plini de râmnă, dar să ne mai dea Domnul și înțelepciune, amin? Știu să înviorez cu vorba. Și nu numai asta, Domnul îmi trezește în fiecare dimineață urechea ca să ascult, cum ascultă niște ucenici. Tu știi să asculți? Când vorbim de băgarea de seamă, dacă vreți, se uită Samuel la Ana, 1:12. Și pentru că ea sta de mult în rugăciune, spune că Samuel s-a uitat cu băgare de seamă la gura ei. Ele, la gura ei. Știi să o asculți pe nevastă ta odată? Să te uiți la dorința ei, la ce vrea ea. Că odată un băiat s-o prins cu mâinile de cap și s-o duc la tasul, spunea, mă doare capul, mă doare capul. Și tasul a spus, du-l la mamă sa, că eu am treabă. Și până seară băiatul a murit, eu vorbesc din Scriptură, da? Pentru că nu știu să-l asculte pe băiat. Pentru că problema băiatului tău, că i s-o temna caietul la chimie. Asta e problema, nu-i mare. Dar tu ai afaceri, tu ai probleme. Tu nu știi că băiatul tău n-are caiet la chimie. O fată îmi spune, frate Dragoș, un derbedeu s-a ținut din mine zile în șir când ieșeam la liceu. Și m-am dus și am spus la tatu, dar ce vrei să te păzesc, eu doar ești mare, păzești tu. Dar se poate să nu asculți pe fata ta, să nu asculți pe nevastă ta. Iacob 1:19, știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta. Orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Doamne ajută-ne! Eram cu fratele Axint Octavian într-o adunare, în diaspora, era o adunare de romi. Și fratele a spus, azi învățăm pe de rost un singur verset. Și l-a repetat, orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. L-a spus împreună, încă o dată, orice om gramnic la ascultare, orice om gramnic la ascultare, nu acum spuneți voi singuri, orice om să fie gramnic la... Dar o soră, la mânie, frate, mă, nu la mânie gramnic, mă, la ascultare gramnic. El îmi deschide urechea în fiecare dimineață să ascult. Nu mi-o dat numai limbă iscusită, mi-o dat și o ureche iscusită. Poate m-am povestit eu, pe când lucram, că acum am ieșit de bătrânețe la pensie, fără șmecherie, așa de drept, de aproape 3 ani de zile, am avut un coleg de servici foarte bun. Am de zile am mâncat dintr-o farfurie cu el, am lucrat în aceeași echipă, când am făcut școală, am dormit în paturi alăturate, într-o bancă la școală. Mai tânăr ca mine, el încă face servici. Eu am plecat în concediu și când am venit din concediu la 2 zile, mă întâlnesc cu el, eu bine bucuros venit din concediu, el se aruncă, mă strânge în brațe și îi zbucnește în hohot de plâns. Și plânge, Dragoș, a rămas singur, m-a rămas ca un câine, nu am pe nimeni. Stai băi, Toru, ce-i cu tine? A, că tu nu știi. Mi-a murit Adriana, mi-a murit nevastă mea. Când, măi? Păi, uite, am îngropat-o acum. Nevasta lui, la 34 de ani, a murit. Știi ce îmi spune băiatul ăsta mie? Măi, a murit, a murit. Știi ce reproș îmi fac eu pentru toată viața? Nu mi-a făcut timp să o ascult. Băi, eu n-am vorbit cu 2 fete în viața mea, nepocăiți, ortodoxi. M-am cunoscut în liceu la Botoșan cu fata asta, ne-am căsătorit, 2-3 zgoale am pus una lângă alta. Am început viața de la cuțit și furculiță, ne-am cumpărat apartament, ne-am cumpărat mașină, am 2 copii, eu lucrez mecanic locomotivă, ea e asistentă medicală la spital. Dar în ultimul timp Adriana e tot mai bolnavă. Și el vine acasă oboșit și îi spune, Doru, așa mă doare aici. Și lui nu-i convine să audă asta. Și într-o zi supărat îi spune, uite că ai treabă, eu sunt mecanic. Dacă ai fi o mașină, aș lua o cheie și te-aș repara. Dar eu sunt mecanic, eu nu știu să repar oameni. Oameni repar tu că lucrezi la spital. Du-te la doctor și spune și te doare și de azi înainte nu te mai urcă, te doare ceva. Și au trecut mai multe săptămâni. Dar într-o noapte Adriana s-a scoală, spune, Doru, iartă-mă. Așa mă doare că nu mai pot. Și el se scoală morocănos și face telefonul la salvare și îmi spune, Dragoș, până a venit salvare, Adriana, la ora 2 noapte, a murit în brațele mele. Știi ce-mi pare rău? Nu mi-am făcut timp să stau de vorbă cu ea. Îmi fac timp cu voi, vorbesc de locomotive, vorbesc de Băsescu, vorbesc de femei, vorbesc de Steaua și Dinamo, dar nu mi-am făcut timp să stau de vorbă cu nevastă mea.
Domnul mi-a dat o limbă iscusită să înviorez pe cel doborât de întristare. Dar Domnul mi-a dat și o ureche care se deschide și eu să atent la ce vrea nevasta mea. Femeia e atentă la ce vrea bărbatul, grabnic la ascultare. Hai să vă spun un lucru pentru voi, surori. Vin de la serviciu și ajung acasă, nevastă, îmi face mie mâncare, face mămăligă și prăjește acolo ceva. Și eu îi povestesc, băi, azi a venit maestrul meu, când a venit maestrul m-a chemat, dar nevastă mi-a să duce să aduc făină. Și eu mă duc în urma ei, tu și când a venit maestrul, ea se duce să aduc un borcan de bulion. Și eu mă duc în urma ei, tu când a venit maestrul, și ea se duce nu știu unde. Și eu m-am spălat și umblu ca un cățel în urma ta, nu mai spun nimica. Ea nu a sesizat, ea face mâncare, mă așează și îmi spune, ce voi ei să-mi spui mai înainte? Nu-ți mai spun. Trebuie să mă ascult atunci. Păi eu o durea capul ce a spus maestrul meu, cum să repar o locomotivă. Asta o durea capul meu, nevastă-mea. Dar hai să vă vând un pont, dacă vreți să rog. Știi, când bărbatul îți povestește ceva, lasă tot și ascultă. Chiar dacă nu pricepi, chiar dacă nu ești interesată, dar ascultă-l. Nu când vorbește el, tu pornești aspiratorul, te-o apuca hărnicii atunci și faci o bâzâială în casă și el vrea să spună ceva, mă, poate vrea să spună că te iubește. Domnul mi-a dat o limbă iscusită, dar Domnul mi-a dat și o ureche ca să ascult. O aveți, bărbați din vina? Asta înseamnă înțelepciune. Luați seama, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin? Doamne ajută-ne din aceasta. Uite, mai vorbim odată ceva de o declarație pe care o face un proroc, recunoscut de Hristos în Noul Testament. Se întâmplă o nenorocire, o catastrofă. Pe mare, niște bieți marinari vâsleau să ajungă la o destinație. Se pornește o furtună extraordinară de mare. Corabia e ca o coajă de nucă, mai să se scufunde. Marinarii aruncă uneltele mare. Încep să aducă jertfă fiecare la Dumnezeul lui. Și pe când se întâmpla asta și furtuna tot mai puternică, mai puternică, mai puternică, vine Iona și le spune în capitolul 1, versetul 12 așa, luați-mă și aruncați-mă pe mine în mare, pentru că știu că din vina mea s-a pornit furtuna asta mare. Iona știa că el este vinovat. S-a întâmplat, dragul meu frate, să fii odată vinovat? Și să știi că ai fost vinovat. Sau încă n-ai fost vinovat niciodată. Sora mea din adunare, s-a întâmplat vreodată să fii vinovată? Ai știut asta? Ai recunoscut-o? Ai avut tăria să spui, te rog iartă, m-am fost de vină, că nu stai nimeni în capul. Eu când m-am căsătorit, am făcut casa cu palmele mele, cu nevasta. De la temelii până la acoperiș, tot am făcut de mine. Și când am făcut o singură cameră și m-am mutat în ea, restul nu era tencuit, era la roșu, m-am dus la o mormântare. Și când a venit casa, o lua foc. Nevastă mi-a vrut să calce ceva, nu a fost atentă, camera arsă, perdel, podele. Ea s-a uitat la mine, ce ai pățit? Păi, lasă-mă, ai pățit ceva? Nu. Gata, hai. Și am dat iară cu var și mulțumesc, Domnul. Ei bine, dar când nu-i nimeni vinovat și nu știi să-și asumi o vinovăție care este, fratele meu. Eu de multe ori merg la bolnav să mă rog. Și când văd că un copil de 2 ani cu leucemie, spun, măi, mărturisirea voi o face separat, nu bărbatul împreună cu nevasta. Măi, omule, vin încoace. Tu știi de ce fetița ta bolnavă? Știu, frate dragul, eu să te vină. De să nu mai spui la nevastă mea. Băi, nu spun, bă, dar când te pocăiești? De cele mai multe ori la bolnav știe cine e vinovatul. Unii e adevărat, nu știu. Și poate nu-s păcătoși, o altă lucrare a lui Dumnezeu. Dar cum se face că nu ne asumăm vinovăția în familie când este evidentă ea? Am acasă un cais mare, face cais mare, dulce, nu vă fac poftă, nu? Că sunteți pocăiți. Și când mă duc și mă uit la cais, cea mai mare creangă spânzurată, ruptă. Și am 5 copii și eu la închetă. Cine a rupt creanga? Eu nu. Dar știi? Nu. Cine a rupt creanga? Nu. Nimeni nu a rupt-o. Și eu zic, băi, un cocostârc s-a pus pe creanga asta și a rupt-o. Și copiii bucuroși că nimeni nu a rupt creanga. Nici acum nu știu cine a rupt. N-am vrut să fac anchetă mai mare. Dar am un prieten care are 6 băieți, așa, unul după altul. Și zucându-se în pușcată, avea o stivă cu lemn mare și o răspitu ei ca să facă tunele, să facă cetăți. Când vine tasul de la lucru, lemnele în curte, tăte răspite, băi, veniți în face, 6 băieți. Băi, cine o dărâmat lemnele astea? Eu nu.
Eu nu, dar știi cine? Nu, nu. Și îmi spunea fratele meu, am ajuns la ăla mic de 4 ani, ăla sta în poziție de drept cu niște ochi mari, băi, cine o răscule ea mine? El o scrie, vântul. Și când a spus vântul, am început să râd, băi, puneți vântul ăsta să pune lemnele înapoi, gata, nu răspui nimeni lemnele. Se întâmplă atâtea în casele noastre, în familiile noastre, dar eu niciodată nu-s vinovat. Nevastă mea s-a întâmplat să fie vinovată, copiii s-au întâmplat să fie vinovați, dar eu nu niciodată. Iona nu a făcut așa, a văzut că-i furtună, a văzut că-i catastrofă, a văzut că niște păgâni nevinovați mor acolo. Și el spune, luați-mă pe mine, aruncați-mă în mare, că eu știu că din vina mea s-au întâmplat lucrurile astea. Asumați-vă, aveți responsabilitatea asta. Asumați-vă partea de vină când este evidentă. Și Doamne, dă-ne pocăință, amin? În Eclesiastul, capitolul 8, versetul 12, aș vrea să închei predica. Spunea că așa omul lui Dumnezeu știa și el un lucru. Măcar că cel rău face rău de 100 de ori, eu știu că fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul. Voi o să aveți îndată prieteni de familie. Atenție la prietenii de familie. 1 Corinteni 15:33. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și o să aveți care pleacă odată cu voi în viața de familie. Da, ea fură de pe șantier. Da? Da, ea nu declară venitul. Da, ea joacă tenis duminica, da, ea se duc la iarbă verde când-i stăruință în adunare și nu li se întâmplă nimic, domnule, că mai jos spune acolo că am observat o deșertăciune, că celui rău îi merge ca și celui bun și celui bun ca și celui rău. Ei, dar totuși omul lui Dumnezeu își revine și spune, dar eu știu un lucru, fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul. Vine o zi a socotelilor, fratele meu și sora mea, știi tu lucrul ăsta? Că fericirea nu-i pentru cel rău, care face de 100 de ori rău și stăruiește în el, care se lasă de pocăință și stăruiește în căderea lui. Fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul. Am vrut astăzi, nu știu cât ați înțeles, am vrut să vă spun că pe lângă dragoste și credință nouă ne trebuie și multă înțelepciune. Și am ales 2 moduri de exprimare a înțelepciunii. Una, să umblăm cu băgare de seamă în domeniile amintite, și în al doilea rând, să avem o cunoaștere, să spunem ca oamenii lui Dumnezeu, eu știu, știu că nevasta e frumoasă, știu să înviorez cu vorba, da? Știu că am fost vinovat și îmi cer iertare și știu că fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul. Putem învăța astăzi lecția asta? Mai remediem ceva la familiile noastre? Mai batem câte un cui astăzi? Mai cârpim ceva? Doamne, ajută-ne să ne pocăim și să ne dea Domnul înțelepciune. Și apoi eu mai spuneam altă dată că înțelepciunea unui predicator se vede nu numai prin ceea ce vorbește, ci și prin cât vorbește. Și ca să par și eu înțelept, mă opresc cu predica aici și doresc pe toate familiile de aici Domnul să le binecuvinteze. Și în mod special familia de astăzi, David și Naomi, să fiți binecuvântați de Domnul. Luați seama! Să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin.